Iniciatorii acestei întâlniri
membrii Cenacului, literar artistic George Călinescu din Onești, și pe distinși noștri invitați, prezențe de marcă în spațiul cultural Băcăman și trebuie să spun numai. Iată, nu s-au spus nici două săptămâni, nu s-au spus mai mult de două săptămâni, de când un alt eveniment ne-a adunat împreună la Onești, la Colegiul Național Dimitrie Cantemir, în Biblioteca Marin Sorescu, căci pe 23 februarie l-am sărbătorit împreună pe cel care este cunoscut de animatorul cultural al orașului Onești. Este vorba despre distinsul domn profesor Constantin T.H. Ciobanu. Astăzi, la început de primăvară, în zodia primăverii, aș spune eu, ca într-o veritabilă torsadă magică, ce împletește subtil firul alb cu cel roșu, al vieții cu cel al morții, ne aflăm aici pentru a ne aminti. Pentru a duce acasă, spun eu, sufletul, dar a încuraja să rămână viu în cartea anotimpurilor, a vremii, a vieții, spiritul Danielei Caurea, poetei Daniela Caurea, cea care este o figură literară emblematică pentru acest oraș și care a triumfat în jocul primejdiilor lirice, dar care nu a izbutit în cel al primejdiei oferite de un pământ aflat în zbatere. Au rămas ca dovadă cele patru volume la care eu am avut acces, mărturia unui spirit decantat în emoție și logos, volume ce alcătuiesc un univers liric inedit, proaspăt, și pentru a ne cumineca împreună din acest univers liric deosebit, aici, în orașul de unde și-a extras sevele ființei rostitoare de frumos, Daniela Caurea, am gândit într-un astfel de moment, nu întâmplător, pe 5 martie, pentru că, iată, sunt mulți ani de la cutremurul din 1977, când într-o astfel de noapte, Daniela Caurea împreună cu alți 8 scriitori au părăsit acest pământ, dar ne-au lăsat prin ceea ce au creat o dovadă că verbul, cuvântul, logosul creează punți între oameni dincolo de existența pământeană. Pe acest fundal muzical Valadez, care deja a creat o emoție, am să rog alături de mine pe domnul primar al orașului Târgu Ocna, vă rog să ne adreseze câteva cuvinte. Vă mulțumim încă o dată pentru găzduirea deosebită. Bine ați venit la Târgu Ocna, suntem onorați să vă avem oaspeți astăzi aici. Vreau să mulțumesc inițiatorilor acestui eveniment și invitațiilor de la Bacău, domnului Jean-Vicente Brăneanu, domnului scriitor, de cânarea Barba Albă, da, dracuceniților părinți, domnul profesor, domnul directoare de la colegiu și elevii de la colegiu, salut prezența și doamnei Mateciuc, directoare de la colegiu și asta profesoară Daniela Caurea. Noi suntem mândri că Daniela Caurea s-a născut la Târgu Ocna. Avem și o stradă în Târgu Ocna, chiar unde a locuit, care se numește Daniela Caurea. Vă așteptăm de fiecare dată, cu mare plăcere, rugați pe domnul Cristea de la Onești și alți invitați, mulțumim. Mă așteptăm cu mare plăcere la Târgu Ocna. Mult succes activității de astăzi. Și să auzi mai de bine. Vă mulțumim mult! Dumnezeu să binecuvânteze orașul și pe noi, cu toții împreună. Ofer acum cuvântul reprezentantului Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău. Așadar, vă rog, domnule Brăneanu. Da, mulțumesc, am să
Ne-a revenit mie onoarea și bucuria de a fi astăzi cu dumneavoastră aici, la acest moment deosebit, ca reprezentant, ca vicepreședinte a filialului Bacău al Lumii Scriitorilor, filială care are peste 100 de scriitori la ora actuală, nu numai din Bacău, bineînțeles, și din Suceava și din Buzău și chiar din satul mare. Astfel, din Iași, tot ca și din Iași avea. Timișoara. Și din Timișoara, deci o filială care își trage seva din mai multe puncte de vedere din întreaga țară. Și mă bucur să fiu azi părtaș cu dumneavoastră la acest moment, dacă vreți, de omagiere a unei poete deosebite, care chiar dacă și-a fi în taricile zborului prea devreme, în acea noapte a cutremurului din 1977, a lăsat o biră de lumină și iată, astăzi ne-a venit aici pe toți ca să omagiem activitatea sa literară, scrisul său, bucuria de a omagia. Daniela Caurea este sau face parte dintre cei puțini poeți care au murit de tine și care n-au reușit să-și ducă la capăt opera. Poate și greu să ne imaginăm care a fost evoluția ei anterioară în toată această perioadă până astăzi, dacă ar fi trăit, mai ales că e cam din generația mea, doar că până era mai mare ca mine, mi-am dat seama că am fi putut, sau sigur și-ar fi împlinit o operă cu totul altfel, dar ceea ce a lăsat, a lăsat suficient de pregnant pentru ca noi astăzi să ne amintim de poeta de Târgu Ocru. Daniela Caurea se situează undeva la un fel de postmodernist clasic, mai dacă se poate spune așa, are nișa ei pe care și-a găsit-o foarte bine atâta pe ei. Spuneam că e pentru puțini coieți pentru că este a treia în ordinea vârstei. La Biș 21 de ani, Gheorghe Tuchilatu din Chișinău 24, Daniela 26 și Vasile Cârlova 27. Iată, dacă vreți așa, pleadă de poeți care au plecat tine, care n-a reușit să-și întregească opera, totuși a lăsat, repet, acea urmă de lumină care nu se va aștepta niciodată, atât din suflet celor care l-au cunoscut, care au fost profesori și avem aici o doamnă profesoară, dar și ceilalți care au citit și care citesc opera. Cred că trebuie să apreciem această inițiativă, așa, la valoarea, la adevărată evaluare, și în același timp, vreau să felicit pe domnul primar și consiliul local că, iată, dau importanța cuvenită valorilor orașului, valorilor care s-au născut aici. Faptul că o stradă în Târgu Ocru, poate nu vine strada pe care s-a născut, așa cum face foarte mult. Eu m-am chinuit la Bacău de 2 ani de zile să dăm numele unei bucăți de străzi lui Solomon Marcus, unul din cei mai mari matematicieni și aceea cel care președinte unei discipline de graniță care este lingvistica matematică, un esei este extraordinar și așa mai departe. Și noi reușesc să-i conviu cei din Consiliul Local, o cățcă de stradă, e strada el, Nicolson, noi să zicem, să punem în față de mare. Deci, iată, faptul că autoritățile de la toți noastre respective este un lucru de apreciat și nu trebuie să apreciem acest lucru. N-aș vrea să încheie mica mea locuțiune și să vă transmit salutările de prietenie și de dragoste a domnului președinte Hristos Costin, scriitorul care stă Costin, unul din scriitorii remarcabil, a județul și nu numai. Și, apropo, tot vorbeam de valori, iată că în anul trecut ne-au părăsit trei valori băcăvani, scriitori remarcabili. Ne-a părăsit Gheorghe Bălăiță, un prozator de excepție. Ne-a părăsit Radu Cârneci, care chiar dacă nu s-a născut la Bacău, era membru a filialei noastre și e cel care a repus și a reluat seria nouă a revistei Ateneu. Și iată cum încet, încet o serie de valori pleacă dintre noi, se duc dincolo, probabil că acolo e nevoie și de ei.
în lumea. Eu le-am zis raiul poieților, probabil că așa colegiți în raia poieților a Sfântorilor și Dumnezeu Maria ea, îi se dictează dintre noi să ajungă și dincolo. Dar toți acești oameni, scriitori, au lăsat și lasă în continuare în sufletele noastre și în cultura noastră, dacă vreți mai mult decât sufletele noastre, o urmă profundă care nu se va șterge niciodată. Și care generațiile care vin, sigur că vor avea de studiat și vor avea ce învăța în acest mare scriitor. Mai era unul, care îți scoate mie acum, pe care întrebă, da? Poate domnul Galben o să vă spună mai mult când sunt oameni mai multe persoanități sălbători. Totuși, ar vrea să închei fără nu aminti o poezie din... Și zbășesc o plecat, dar mai e Sergiu Adam, care a plecat ceva mai devreme, îi spunea de Solon Martus, iată, în 2-3 ani, acum au plecat pe Sfânt de Scriptorii. Importanță nu numai de Bacot, ci cultura lumească. Și totuși n-aș vrea să închei fără a nu citi una din poezie care mi-a plăcut foarte mult, Danielii Aulea, chiar foarte frumoasă, asta dovedește spiritul acesta de a trăi puternic poezia, de a o simți și de a o spirit acesta liric, deosebit al poeziei de Daniela Caure. Auzi cum strugură se coc, cum urcă zahărul prin frunze, cum doarme pe stânga ursul păstorul de rouă. Cu inima spre primăvară te aștept, cu inima și cu plânsul, înmugurit și gata spre soarte, cu fața și cu mâinile spre primăvară te aștept. Se îngroașă cum un vinde, ca într-un cimitir suspendat. Liniștea zbudui în cale și în covoaie, te aștept ca o levă luminisă și așa cum trec în șir următorii, robiți de lup și vulpi lor departe, mi se pare că dura puștilor e lacrima ce ne desparte. Și vreau să mai frumos de atât aceste versuri minunate ale poeziei. Vă mulțumesc și sper să ne simțim foarte bine. Acela de a aduce acasă sufletul de Daniele Caurea și, în aceeași măsură, încuraja spiritul să rezoneze, să aibă reverberații în sufletul nostru. Invit alături de noi pe Părintele Cuțuță, da? Și, da, da, da. Și în cuță. Și în cuță, Părintele e în cuță, pentru un moment religios. Îl salutăm pe toți cu bucurie. Așa se vede dragostea lui Dumnezeu revărsată în inimile noastre, noi fiii lui Dumnezeu. Și știm cu toții, după expresia Sfântului Ioan, Dumnezeu este iubire. Ori noi, fiind fiii lui Dumnezeu, trebuie să ne iubim. Și iată, este o dovadă a iubirii pe care o avem față de noi și față de răposații noștri. Și citim din Sfântul Paul, iată, în momentul acesta nu trebuie să ne ducă cu gândul numai la, știu eu, la momente de astea triste. Ce spune Apostolul Paul? Nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. De fapt, dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Așadar, fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem. Bucuria este că suntem ai Domnului. Și să căutăm ca, într-adevăr, pentru viața noastră, să rămânem întotdeauna ai Domnului. Acum vom ruga împreună, pentru că, întotdeauna, preotul trebuie să se oare. Și dați că o să cânte. Nu-l avem. Avem. Vedem, dacă o vorbă sau o cătăciune sau aia. Da. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Răposata Daniela, bineînțeles, arătându-ne dragostea a unora față de ceilalți, în mod deosebit față de răposații noștri, știm bine, așa cum Hristos, care a murit pentru mântuirea noastră și apoi a înviat, și noi așteptăm cu credință împlinirea celor făgăduite nouă de Domnul, adică învierea noastră.
Altfel nu ne mai ruga pentru răposații noștri. Măreți biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cel ce moartea ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele misteră pascală, îi regândi pe aceia care pierd iarăși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voi și te vom întâmpina. Primește-ne în a ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfinețitor. Pe slujitoarea ta, Iisuse, care din lume a plecat, condu-o în veșnica lumină, să te slăvească neîncetat. Doamne, miluiește-o! Hristoase, miluiește-o! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne-o astăzi și iartă-ne-o greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Crede că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul, și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, miluiește-o! Hristoase, miluiește-o! Doamne, miluiește-o! Să ne rugăm, Doamne, care ești Creatorul și Răscumpărătorul tuturor credincioșilor, iartă greșelile răposatei, Daniela, și fă ca prin rugăciunea Bisericii, a poporului lui Dumnezeu, să ajungă la fericirea Sfinților, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică, dă-i-o ei, Doamne! Și lumina cea fără de sfârșit să-i strălucească ei, să se odihnească în pace. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm, Ți auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru odihnă sufletului adormite roabei Tale, Daniela și Caterina, să-i ierte toată greșeala de voie și fără de voie, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul ei, unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului, iertarea păcatelor ei, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și a Păstrucul care ai călcat moartea și pe deavol ai surpat și ai dorit viață lumii Tale în sus, Doamne, odihnește și sufletul adormitei roabei Tale, Daniela și Caterina, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală a săvârșit ea, cu lucru, cuvântul sau cu gândul,
ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-o, Dumnezeu să o ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormiților, robilor tăi, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, într-o fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, sufletului adormitelor, ave tale, Daniela, Caterina, și făi veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică ei pomenire, și fă veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică ei pomenire. Pomenirea ei din neam în neam și fă veșnică pomenire, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morinte viață dăruindu-le. Dumnezeu s-o ierte, s-o dignească, cu dreptii s-o numere și pe noi să ne înduiască ca unul și doară de viitor. Dumnezeu s-o ierte și Dumnezeu s-o odihnească și amintirea ei, care este așa de plină de lumină și care ne este necesară într-o lume care, în care suntem îngropați de atâta mizerie, o asemenea prezență luminoasă, sigur că ne face și pe noi să ne dorim frumusețea și lumina pe care ea a arătat-o. Unul din părinții noștri, mi se pare că părintele Paisie Olaru, Marele Duhovnic, spunea un lucru pe care mulți îl simt, să cauți întotdeauna să lași o dâră în urma ta. Și am auzit foarte mulți plângându-se cu părinte, nu știu, n-am nimic lăsat deosebit în urmă. Într-un timp atât de scurt, ce dâră luminoasă și frumoasă a lăsat Daniela Cauriar, Ecaterina. Și cu asta o să închei, să ne despărțim exact cu ultimul vers, că între noi este lacrima care ne desparte de o asemenea frumusețe. Dumnezeu să o ierte. Dumnezeu să trăiți și cu Daniela să o pământiți. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și în numele Cenacului și pe numele fiecărui om care se află astăzi în sală și care a trăit, s-a sorbit fiecare cuvânt pe care l-ați rostit. Și ceea ce s-a întâmplat aici a fost o ilustrare vie a faptului că în astfel de momente există o ființă unică ce își trăiește apropierea de Dumnezeu în același fel, indiferent cum s-a numit formele acestea de expresie. Cu greu poți lega cuvinte, așa încât eu am să vă rog să păstrăm un moment de reculegere. Dumnezeu să o odihnească în pace. Și pentru că în astfel de situații te salvează oamenii care au întotdeauna cuvintele la ei, o să-l invit pe scriitorul, publicistul, editorul Cornel Galben,
Eu am găsit un interviu foarte interesant, dar îl las mai întâi pe dumnealui să ne spună tot ce ne-a pregătit astăzi. Și dacă mai încap pe loc, să vin și eu, da? Câte un lucru interesant din acel interviu, o să o fac. Dacă nu, consider că sunteți cel mai în măsură să prezentați pe Daniela Caure. Bună ziua la toată lumea! Eu mă ocup de ani de zile de personalitățile băcoane și sigur că Daniela Caurea, chiar dacă a avut o viață scurtă, să spunem, se numără printre cei care au lăsat în urmă dâna de lumină pe care mulți o caută și nu o găsesc niciodată. I-am consacrat un profil în Personalități băcoane, volumul al treilea, apărut în 2009, și cu îngăduința dumneavoastră o să vă citesc din el, pentru că, de fapt, am venit să o cunoaștem pe Daniela Caurea, pentru că nu-mi închipui că tinerii de acolo știu prea multe despre ea. Știți ceva? Ia să spuneți. Știți când s-a născut? Într-un fel am fost coleg de generație cu ea, adică s-a născut cu un an după ce m-am născut eu. Putea să-mi fie și profesoară, pentru că în 77 eram student la Facultatea de Ziaristică și ea chiar era pe punctul de a deveni asistentă la acea facultate. Deci șansa de a o avea și în felul acesta aproape a distrus-o cu tremurul, dar ea rămâne vie și în memoria mea și în memoria celor care au cunoscut-o. Nu o să dureze decât vreo 5 minute cel mult, pentru că am sintetizat cele ce le-am aflat despre ea. Deci s-a născut la 7 iulie 1951 în Târgu Ocna. Și, cum ați aflat, a trecut la Domnul pe 4 martie 1977. Este fiica Mariei, născută Budnaru și a lui Nicolae Caurea, ofițer de carieră. A fost o fire scoditoare și steață încă din primii ani de viață, uimind cu inteligența și sensibilitatea sa atât pe cei din jur, cât și pe dascălii care i-au călăuzit pașii. Elevă eminentă încă din clasa 1, a urmat cursurile școlii generale numărul 1 și numărul 2 din orașul natal, după absolvirea celor 8 clase, fiind admisă printre elevii Liceului Teoretic Costache Negri, astăzi Colegiul Național. Aici se evidențiază prin aceea sârguință, obținând note foarte bune și câștigând an de an toate olimpiadele, ori concursurile școlare la care a participat. Cochetând cu poezia destul de timpuriu, a avut posibilitatea să o facă știută și colegilor, frecventând sub coordonarea profesorilor Georgeta Angheluță, Dumitru Zgăvârdici și Eugen Salahoru, cenaclul literar Încercări Școlare, alături de poeții Dan Sandu și Sanda Moise, prozatorul și istoricul de azi Corneliu Stoica, care este acum cu noi aici, Ion Boboc, acum doctor în sociologie, Liviu Benea, arhitect și alții. Se numără de asemenea printre colaboratorii revistei Liceului Trotușu, unde și debutează în 1966. După ce mai întâi fusese remarcată de poetul Victor Eftimiu, care o sfătuise într-o întrunire ce a avut loc la Târgu Ocna, să-și cultive talentul, vine și rândul poetului Horia Zilieru să o stimuleze, publicând-o în același an în revista ieșeană Cronica. Spre Iași, de altfel, avea să-și îndrepte pașii tânăra șefă de promoție la absolvirea liceului, optând pentru secția latină greacă a Facultății de Filologie din cadrul Universității Aecuza, unde va fi de asemenea apreciată elogios, între alții, de criticul și profesorul său academicianul Constantin Ciopraga. Intră și aici în viața culturală, participă la cenacurile studențești și la cele ale scriitorilor, însă, deși era îndrăgostită de Copou și de poezia emnesciană, în anul al treilea se transferă la Universitatea din București, la secția română-engleză a Facultății de Filologie, urmându-și alesul care era poetul Ion Crânguleanu, cu care se și căsătorește. De data aceasta, numele său nu mai era unei cunoscute, întrucât după debutul ieșean, a urmat cel băcoan în Ateneu în 1969
și cel bucureștean mai consistent în revista Amfiteatru, în 1971. A fost precedat acest debut de un prim debut editorial, apărut în antologia Tinerii Poeți, prefațată de criticul Eugen Simeon la editura Albatros în 1969, cu alte 11 poezii, a apărut într-o altă antologie, Antologia Debutanților, alcătuită de prozatorul Gheorghe Drăgan și el de pe aici, pe Valea Noastră, de la Târgu Trotuș, Antologia Debutanților, 1970. După debutul, sau mai bine zis, adevăratul debut în volum, este cel intitulat Primejdii Lirice, prezentat cu căldură de Constantin Ciopraga și recomandat spre publicare de directorul editurii Junime de atunci și dramaturgul Mircea Radu Iacoban. Fără să-și neglijeze studiul, s-a încadrat în boema bucureșteană, frecventând cenacurile și instituțiile de spectacol, publicând din ce în ce mai des în revistele din capitală, Albina, Luceafărul, România Literară, Viața Românească, precum și cel din țară, între care Ateneu, Astra, Convorbiri Literare, Ramuri, Tomis, ori la radio și televiziune, unde frumusețea și gingășia fizică și a versurilor sale nu puteau trece neobservate. Studentă strălucită, a absolvit în 1974, tot ca șefă de promoție, distinsa și exigenta profesoară Zoe Dumitrescu Bușulenga, acordând nota maximă pentru teza de licență cu tema Motive agvatice în gândirea lui Eminescu. Grație acestor rezultate a fost repartizată la secția de relații externe a Academiei de Științe Social-Politice Ștefan Iliu de atunci, continuându-și preocupările literare și încredințele editorilor alte trei volume, din care doar cel de versuri pentru copii, Cartea Anotimpurilor, a apărut în timpul vieții, în 1976, la editura Ion Crangă. În seara tristă de 4 martie, destinul a îndreptat-o spre blocul continental, unde în apartamentul actorului Toma Caragiu se discuta aprins pe seama veștilor aduse de regizorul Alexandru Bucăneț, înghițiți la rândul lor sub dărâmături, deși paradoxal, încăperea în care se afla a rămas aproape intactă. Deci iau coborul pe scări și aia a fost fatală. A fost, după 6 zile de căutări, găsită și înmormântată la cimitirul din Târgu Ocna. Consilierii locali, omagiindu-o peste decenii prin acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem și prin schimbarea denumirii unei străzi în cel al poetei. La fel au procedat și cadrele didactice din liceu, care o consideră cei mai buni elevi din învățământul preuniversitar din orașul Târgu Ocna din ultima jumătate de secol și care au sporit faima bibliotecii, atribuindu-i numele postum. Au apărut volumele Adalbertul Ignostus, Văzducul de cuvinte, ambele la editura Eminescu. Asociația Scriitorilor din București a inclus în antologia nouă pentru eternitate, alături de ceilalți scriitori care au dispărut în cutremurul din 77. Mai figurează de asemenea în antologiile Nu ucideți pasărea albă, în 85 la editura Eminescu, Poeți români de dincolo de Stix, editura Timpul, Iași, 1998, Poezia pădurii, Orion, 1998-1999 și Icoana mamei, Amor sentimental, tot în 1999. Deși numele și creația nu i-au fost date complet uitării, se cuvine ca ele să fie readuse în actualitate prin publicarea unei ediții de opere definitive. Ceea ce face cenaclul Călinescu și cu sprijinul domnului primar și cu al dumneavoastră este, iată, un omagiu. Sigur că au mai dispărut și alți foarte tineri scriitori. Între cei amintiți de domnul Grăneanu este chiar unul de pe Valea Trotușului, Alexandru Tacu, născut la Onești, care la 17 ani a fost suprimat de securitatea de atunci ca să-l pedepsească pe taică, care era
cum să spun, un dizident notoriu la vremea aceea, făcuse închisoare la Canal și în alte locuri, ceruse să emigreze în Canada și la șase, cum să spun, la, nu la șase, la trei săptămâni după ce a fost găsit mort, i-a venit pașaportul pentru emigrare pentru Canada. Adică și-au bătut joc până la, cum să spun, la ultima picătură de sânge. Deci, Daniela Caurea, cam aceasta este, vă sfătuiesc să o citiți, nu știu dacă la bibliotecă are toate volumele aici, dar bine ar fi, domnul primar, să puneți consilier un pic la treabă. Bibliotecarii. Și un volum, nu, consilierii, și vă spun de ce, să financeze un volum de opere care nu costă cine știe ce, pentru primăria dumneavoastră. Știu că ați mai făcut acte de genul acesta și ar fi bine pentru, și pentru memoria ei și pentru fala Târgului, pentru că în orice dicționar al literaturii române, Daniela Caurea figurează ca născută la Târgu Bun. Și ne mândrim că... Și asta este un motiv de mândrie și poate chiar ar fi bine să faceți și un ghid în direcția locului de veci, ca să știe trecătorul care vine în Târgu. Ea este de altfel prinsă și în enciclopediile domnului Stoica și cei care sunt interesați află. Eu vă mulțumesc și vă doresc să vă încălcați în ziua. Domnul Gargă a spus, aceasta este Daniela Caurea. Eu să vă propun o altă cale spre Daniela Caurea prin creația ei. Și o să încep de la acest prim volum, Primejdii lirice, apărut în anul 1973 și care este dedicat părinților. Și prima poezie, cred că este emblematică, se numește Intensitate și o să vedeți că este un omagiu pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Și spune așa, am învățat pământul acesta din copilărie, odată cu lumina de mamă, prin norii dulci de lapte, de la raza întâie, lovită în poarta sănilie, a pupilelor mele de cer cu mirări încărcate. Tot astfel mirosul începe să-mi urce în vine, să-și bată pe ceți cu stemele sevei în frunte, apăsându-mi tot mai tare urma brastă, făcându-mă să semăn cu mine. În marea lecție a câmpiei predată mie, fata retrasă de munte. Peste Carpați veghează vulturii, cum poate, cum peste anzi, condorii. Și umerii mării uzi se întunecă de pește și sare, încolțind părul meu înfierbântat de raze cu aura candorii și cu puterea înțelegerii acestei stări de patrie în purul înălțare. Și poate că zborul ei n-ar fi fost atât de lin spre recunoaștere dacă n-ar fi fost susținută și îndrumată de profesori destoinici și pasionați și dedicați. Și cu permisiunea dumneavoastră îmi amintesc din nou pe doamna profesor Georgeta Angheluță, pe domnul Dumitru Găvârdici, Eugen Salahoru, nu știu dacă este cineva în sală aici. Îmi pare rău că nu-l văd, de exemplu, în sală pe domnul Dan Sandu, care înțeleg că a fost... Da? Dar este în sală și mă bucură foarte mult lucrul acesta. O cunoștință din tinerețea mea, pentru că am fost colegea de cameră chiar la facultate și o invit aici aproape pentru că, sigur, ne va vorbi și altfel despre Daniela Caurea și va asigura și puntea de legătură dintre generații prin elevii de care s-a însoțit, arătând astfel că știe să promoveze valoarea și să încurajeze tinerii și cine știe, poate ne invită la o lansare de carte a unui elev de la Costache Negruții care a prins ceva, poate din întâlnirea de Costache Negruții, scuzați, dar de la întâlnirea de astăzi sau... Poate că întâlnirea de astăzi a fost prilej să meargă la bibliotecă
și sunt multe în volumul asemănat de poeta Daniela Caurea și astfel și-a deschis o portiță spre poezie. Mulțumesc. Pentru cine nu o cunoaște, este doamna profesor de limba și literatura română, Carmen Anto. Directorul. Vorbesc astăzi despre Daniela Caurea, o să vorbesc firește, nu ca elevă, nu colegă, pentru că se subînțelege de ce, dar după ce o să vă spun eu câteva cuvinte, cu permisiunea dumneavoastră, mai sunt alte două doamne profesoare, care au fost profesoarele din liceu ale Danielei Caurea și care sunt prezente aici, și nu au fost numite de colega mea, Dina. Nu știu. Da. Și chiar vă rog să veniți aici în față. Da, doamna profesoară Teodorescu. Vă rog, aici. Vă rog, da? Mulțumesc că ați venit. Și doamna profesoară Matveciuc. Da, poate să-i spună doar două cuvinte, mă duc acolo. Scuze că am întârziat, am călătorit acolo pe la celelalte clădiri și am rămas greșit. Cum să spun? De când m-a anunțat doamna directoare, Daniela Caurea a fost cu mine. Pentru că și eu scriu versuri la momentul actual și am citit ei volumele că Barcovăt și acum, cum venea de la cum venea aproape la catedră, să-mi spună, doamna profesoară, uite ce ziar au apărut poeziile mele. Era un suflet deosebit. Și se spune că notorietatea unei lăcașe de cultură este dat de perceperea și știința celor care vede, dar este dat și de cei din bănci care absorb cuvintele cel de la catedră. Daniela era, nu pot să spun, era altceva, foarte mult. Eu am plâns după dispariția ei și aseară când mi-au venit în gând fată frumoasă, cu ochii frumoși și chip luminos și spirit înalt. Ne întâlnim astăzi, ne-am adunat astăzi, ca să te slăvim și să știi că te iubim și nu te uităm. Nu o să uit. Eu pe Daniela nu o să uit, pentru că de când am ieșit aici, doamna directoare, și dumneavoastră mare adunare, foarte frumos, am întârziat motivat, parcă acolo, în ultimul rând, o vedeam la sfârșitul ultimului an. Eu am predat România 4 ani, în 3 ani cu Daniela, profesoarea domnului profesor Zgrăvici, și o vedeam în ultimul rând cum urmărește fiecare elev. O vedeam și de la balcon, că era casa dumneavoastră, era dincolo de stradă, zeavind apartamentul blocului meu, la blocul unde locuiam eu. Am iubit-o foarte mult, i-am citit toate poeziile, am plâns, dacă vreți să știți, după moartea ei, și tipul ei acum este în sufletul meu. Vă mulțumesc! Nu iau loc, că să pot să stau la toate orele, stăteam numai în picioare, așa că și de când am ieșit la atenție, tot în picioare stau. După asemenea frumoase cuvinte, mi-e greu să mai spun și eu câte ceva. Dar pentru a vedea cu adevărat frumusețea, eu am adus niște fotografii pe care noi le avem la Biblioteca Colegiului, care poartă numele Daniele Caurea, așa după cum spunea domnul Galben. Și avem și niște fotografii de la activitățile pe care noi le-am mai făcut de-a lungul timpului, din momentul în care biblioteca a căpătat numele Daniela Caurea și proiectele pe care noi le-am făcut de-a lungul timpului închinate Danielei, da. Dar fotografiile, chiar le spuneam astăzi elevilor mei, care sunt și ei aici, să vadă cât de frumoasă era
și, bineînțeles, și la chip, dar și la suflet. La suflet. Da. Pentru cine, pentru cei care doresc să vadă fotografii, punem la dispoziție. Da, poate o să sigur. Da. Și aș vrea să, mă rog, eu pregătisem o prezentare, nu contează că se poate și fără. Mi-am propus ca modul al prezentării mele niște versuri ale Danielei Caurea, care parcă prevestesc cumva sfârșitul ei. Adică ea știa clar că nu o să aibă timp să ne spună tot ceea ce, da, tot ceea ce și-ar fi dorit. Mi-ar mai fi trebuit un drum și o viață și o moarte încă, să pot alerga împrejur atâta câmpie. Astea mi s-au părut mie versurile de căpătăi. Da. Care cumva spun mai mult decât așa la o primă vedere. În rest, despre viața, despre activitatea creatoare, tot s-a vorbit astăzi, aș vrea doar să spun din partea domnului profesoare Daniela Răducea, care dumneavoastră mi-a spus aseară că și-ar fi dorit foarte mult să vină, a aflat foarte târziu, că în 1999, atunci când Daniela Caurea a primit titlul de primul cetățean de onoare al orașului Târgu Ocna, înțeles că este primul și chiar au a făcut dumneavoastră foarte multe demersuri pentru a se ajunge la acest titlu. Atunci a fost și un film documentar care se numește Nuntă în Cer, făcut de TVR Iași. Nu l-am găsit, nici l-am căutat, nici dumneavoastră nu l-are. A spus o colegă de facultate de dumneavoastră, care acum este jurnalist la Paris, o să încerce să-l găsească, poate pentru o acțiune viitoare, în care este un interviu interesant cu mama Danielei Caurea, pentru că doamna Răducea a ținut foarte mult legătura cu doamna Caurea până când aceasta s-a stins, și că dumneaei pregătește din, mă rog, o monografie cu niște date așa pe care le știe doar de la mama, de la doamna Maria Caurea, și o carte cu toate operele. Da, e în pregătire. Doamna Răducea așa a spus. Și că la o următoare activitate va veni. Dar, deci filmul acela documentar a spus că este foarte interesant, dacă am reușit să-l găsim. A fost public, a fost și pe TVR1. Se numește Nuntă în Cer. Da, că de aproximativ 50 de minute. Deci e destul de pentru că am venit în casa și era împreună cu viitorul, era un logodnic, împreună cu logodnic, și într-adevăr m-am sequestrat. Nu te cer. Da, și eu...